Bine v-am găsit, dragi prieteni, la emisiunea Școala Cuvântului. Astăzi, emisiunea de astăzi este, de fapt, finalizarea unei serii care privește timpul de criză, privește marea luptă prin care fiecare dintre noi, de fapt, trecem și suntem participanții acesteia. Iar subiectul de astăzi este triumful. Triumful lui Dumnezeu, triumful iubirii Lui. Atât de mult noi așteptăm sfârșitul. Da, unii se tem de acestea și zugrăvesc diferite scene îngrozitoare despre sfârșitul lumii, despre sfârșitul planetei noastre, Pământ, însă Sfintele Scripturi ne vorbesc despre faptul că cei care Îl iubesc pe Dumnezeu au un final fericit. Așa cum spunea și înțeleptul Solomon, sfârșitul lucrurilor e mai frumos decât începutul lor. Colegii mei de platou, astăzi sunt soții Țabur, deci director al Instituției de Învățământ Excelsis din Chișinău, domnia sa, Natalia Țabur, bine ați venit! Bine v-am găsit! De asemenea și profesor universitar, profesor de istorie, domnia sa, Roman Țabur, bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumim pentru că ați găsit timp împreună. Știți, de obicei, când se invită un cuplu, ar trebui cineva să rămână acasă și altul să vină pentru ca să aibă grijă de cele de acasă, însă sunt fericit pentru faptul că sunteți împreună și ați avut această ocazie să fiți alături de noi. Subiectul nu este simplu, dar cu toate acestea este foarte frumos. Știți, scrie în cartea Apocalips, capitolul 22, este ultimul capitol din Biblie și din cartea, și ultima carte Apocalips. Versetul 11. Citesc. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe? Cine este închinat să se închine și mai departe? Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană? Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe? Vorbim despre criza finală, pentru că așa se încheie istoria planetei Pământ. Se încheie cu o criză. În criza aceasta finală, care este speranța? Pentru că atunci când vorbim despre crize, nu prea vorbim despre lucruri pozitive. Nu ne așteaptă lucruri bune. Pentru că, știu eu, mersul istoriei planetei Pământ în toate perspectivele nu ne aduc nimic bun. Dar este criză și criza, când sună criză, este ceva ce face ca inima să se bată altfel. Care este speranța? În ce este speranța în criza finală? Un sfârșit frumos, așa cum ați menționat mai devreme. Un sfârșit frumos, din păcate nu pentru toți, și asta este farmecul sau partea bună a acestui sfârșit. Pentru că este momentul în care se termină istoria păcatului. Este momentul în care Dumnezeu își alege și își strânge poporul său. Și este momentul în care omenirea vede finalitatea luptei dintre bine și rău. Iată, asta este acest sfârșit. Un sfârșit care este greu de explicat în câteva cuvinte, un sfârșit care este abordat pe parcursul timpului de filosofi, de oameni care studiază dogmele religioase, religii, evenimente istorice și care au încercat să explice acest fenomen destul de greu și complicat de înțeles, mai ales pentru masă, pentru cei care sunt cei mai mulți. Și iată, este momentul în care are loc o finalitate a tuturor lucrurilor, multe dintre ele urâte, din păcate, dar cu speranță că nu toți vor sfârși la fel. Dumneavoastră, ca profesoară și director a instituției, cu siguranță că aveți o perioadă de timp care se numește test și copiii nu le plac testele. Da, este un tip de criză, dar totodată... Timp de criză? Pentru ce sunt aceste timpuri de criză pentru ele? Sau testul? Ce fac testul? Care e menirea?
Minirea testului este pentru a explica și celor din jur, dar și ție personal, este, adică la ce finalitate tu ai ajuns, ce ai acumulat parcursul acestor timpuri. Deci trebuie să demonstrezi ceva, da? Ai muncit mai mult sau mai puțin, ai fost responsabil sau mai puțin responsabil, ai ascultat de cei care te-au îndrumat, de profesori și de părinți și așa mai departe. Deci este finalul, deci o finalitate, da? Un an întreg toți veneau să dea un nu banc. Nu doar un an întreg, da, dacă vorbim despre teste, de timp. Da, dar este finalizarea unei perioade mai îndelugate. Dacă vorbim despre bacalaureat, atunci este tot ce ai învățat pe parcursul celor 12 ani de studii. Dacă vorbim clasa nouă, iarăși sunt niște abilități pe care noi trebuie să le posedăm la finele treptei gimnaziale. Dar, așa cum spune în Apocalipsa 22:11, cine este drept, va rămâne drept. Și cine este nedrept, va rămâne nedrept. Deci, cine a muncit, va fi răsplătit cu o notă bună și nu doar nota este, de fapt. Nota este o transpunere materială a celor ce tu cunoști, așa să spunem noi, într-o oarecare măsură. Dar, deci, este un răspuns. Este un răspuns pentru tine și pentru cei din jur. Dacă îți facem referință la timpul de criză care este relatat în, este subiectul nostru de astăzi, da? Deci în Apocalipsa 16 se relatează despre cele 7 plăci care vor veni asupra planetei. Da, planetei. Și ca și în timpul plăgilor din perioada când poporul evreu era în Egipt, deci cei care îl cunosc pe Dumnezeu și sunt cei care păstrează legea lui Dumnezeu, ei vor fi feriți de aceste plăci, da? De multe ori se consideră, avem o credință greșită că în perioada acestor crize, când deja nu mai avem un mijlocitor, când deja Iisus nu mai mijlocește pentru noi, noi vom fi singuri. Ba dimpotrivă, vom fi împreună cu Iisus, în continuare așa cum a fost, dar condiția este ca noi trebuie să-L auzim și să-L cunoaștem. Asta este doar condiția. Să-L cunoaștem și să-L auzim pe Dumnezeu și în timpul de criză vom face față. Dar lucrurile se vor termina. Deci, vrei să spuneți că criza finală, de fapt, va dezgoli pe toți. Da. Va scoate, eu știu, plapuma sub care toată lumea se ascunde. Toate măștile, de fapt. Toate măștile. Da. Așa cum sunt și copiii. Până la test, cum spunea o profesoră, toată lumea seamănă la fel, dar iată lista cu rezultate îi schimbă pe toți în și funcție de în funcție merite. De merite. Așa este. Așa și spune în cazul dat. E o criză, este un test și după acesta, cu siguranță, când va fi declarat nedrept drept și altul este drept. Dar în ce putem să sperăm noi? În ce, de fapt, să ne investim speranța noastră? Pentru criză, deci la timpul final. Iarăși aici mergem în funcție de cum am trăit viața. Care este relația noastră cu Dumnezeu? Pentru că dacă ne uităm în capitolul 21, este o descriere a lumii de după sfârșit, da? A locului unde vor trăi cei sfinți alături de Dumnezeu. Și acolo speranța este că acolo, spre exemplu versetul 27, nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în supărăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Deci în primul rând suntem siguri de faptul că toți cei care vor fi acolo vor fi oameni buni, oameni sfinți, oameni care îl iubesc pe Dumnezeu, oameni care au o relație specială cu Dumnezeu. E o loterie? Cine e drept, cine nu e drept? Nu cred că e loterie. Loteria se bazează pe un așa, un, hai să spunem, un noroc, da? Deci nu este o loterie. Este o muncă, este un tip de a trăi viața, este o investiție, hai să spunem așa, într-o relație. Într-o relație trebuie să investești și nu poți să spui că o să meargă așa la voia întâmplării. Loteria este voia întâmplării, dar deci viața veșnică nu este la voia întâmplării și judecata
va fi deschisă pentru toți. Interesant cum zice Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut, spune astfel de cuvinte celor care erau alături de el, ucenicilor. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus eu, mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. El vorbește despre venire. Cine a auzit despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos? Sunt oameni serioși care se atârnă față de acest eveniment. Sunt alții care lasă și glume și sunt și sceptici care au zis, știi, sunt deja mii de ani. Cu ce se va deosebi și al treilea mileniu? Probabil că tot același. Nu va mai veni Iisus. Cine știe, poate a uitat. De ce și-au pur și teorii, Dumnezeu a murit, eu știu, a lui Nietzsche și așa mai departe. Deci într-o formă mai mare, într-o formă mai mică sau mai mare, cu toate acestea, oamenii pun la îndoială aceste cuvinte. Spuneți-mi, vă rog, ce vă face pe dumneavoastră să vă încredeți în inedita venirea Domnului Iisus Hristos despre care se vorbește aici? Este declarația lui Iisus. Deci nu a spus cineva, Iisus însuși a spus: eu voi veni. Să nu vi se tulbure inima, fiți calmi, fiți siguri, fiți liniștiți, că eu voi veni. Desigur că noi nu știm când, da? Dar avem siguranța că Iisus va veni și va finaliza ceea ce a început. A început, deci odată cu prima sa venire, atunci când a mers de bunăvoie la cruce, a plecat în cer și continuă procesul de mijlocire și de salvare a noastră, și suntem siguri că va continua ceea ce a început, pentru că nu are sens tot ce s-a întâmplat până acum dacă Iisus nu vine a doua oară. Deci lucrurile până la urmă, suntem siguri că Iisus va finaliza ceea ce a început. Nu poți te jertfești, nu poți deci să-ți dai viața pentru ceva care nu are preț. Deci noi până la urmă suntem, avem un preț foarte mare și Dumnezeu va veni. Iisus va veni a doua oară, de aceea nu contează când va fi acest moment. Pentru noi mai puțin contează când va fi, dar cu siguranță va fi odată. Da, și plus la asta Dumnezeu ne-a înzestrat cu rațiune. Uh-huh. Și capacitatea de a avea o gândire critică. Și analitică, desigur. De a analiza, de a vedea care sunt conceptele și teoriile legate de a doua venire a lui Hristos din întreaga istorie, începând de la apariția creștinismului, terminând până în ziua de astăzi. Și când le pui cap în cap, faci o concluzie nemijlocit. Iar concluzia este una foarte clară. Oare sunt sau oare au fost toate aceste lucruri de prisos, în zadar, fără niciun fel de scop final? Nu are rost. Vă referiți acum la venirea, a doua venire a lui Hristos. De ce mai era nevoie ca Hristos să moară pe cruce? Ca să ce? Ca să moară pe cruce, a murit pentru păcate. Și atunci mergem mai departe, inventăm un iad, așa cum îl inventează sau vorbește despre el Toma d'Aquino, sau cum vorbește despre el Dante Alighieri sau alți reprezentanți ai creștinismului pe parcursul istoriei. Din ce cauză apar aceste subiecte sau din ce cauză apar aceste idei? Pentru că oamenii nu aveau deplină încredere în ceea ce spune Hristos. Hristos spune simplu: mă duc, mă întorc pentru ca să vă iau cu mine înapoi. Evident că putem să avem credință, putem să ne încredem în cuvintele Domnului Hristos, putem să ne încredem în ceea ce a prezentat El și ceea ce a făcut El. Însă înțelegeți că, adică ar trebui să înțelegem că au fost generații de oameni care au avut credință, dar iată că au murit. Le-a fost zădarnică credința lor?
în venirea Domnului Hristos? Nu. Astăzi riscăm și noi să avem, eu știu, aceeași zădărnicie? Nu, pentru că a doua venire a lui Hristos este însoțită de un proces de judecată, de un proces în care fiecăruia îi se oferă în funcție de meritele pe care le-a avut. Venirea lui Hristos este oare mai aproape? Este cu siguranță va veni sau pur și simplu e un concept abstract, așa cum prezentau, eu știu, creștinii în primele secole din Alexandria, unde spuneau, știți, conceptul despre venire, despre pleca și a doua venire, asta e o chestie abstractă, deci undeva acolo, simbolică, cândva, probabil că la sfârșitul Universului, putem să zicem că Iisus, știu, va veni. Dar până atunci, planeta Pământ este un fel de filtru. Ori în rai, ori în iad. Ori ești salvat, ori ești pierdut. De ce și apar comedii, da, despre care vorbim noi, Alighieri, da, și vorbim despre teologii sau filozofii care au fost implementate având un temei, știu, grecesc, eu știu, al lui Platon și așa mai departe. Va veni Iisus? Este cumva, sunt dovezi a faptului că El vine totuși în curând, că e mai aproape decât au fost primii? Nu știu, vă asigură lucrul acesta? Nu știu dacă este cazul să vorbim despre dovezi, pentru că atunci când vorbim despre dovezi, dăm deoparte credința și omul pur și simplu știe că lucrurile sunt într-un fel sau altul. De multe ori, fără dovezi, ai nevoie să apelezi la credință. Iar asta este unul dintre cele mai importante arme ale unui creștin, ale unui copil al lui Dumnezeu, împotriva diavolului. Mm. În contextul dat, studiind Apocalipsa, studiind cărțile pe care le avem în Noul Testament și care relatează despre moartea lui Hristos pe cruce, despre promisiunile lui Hristos făcute oamenilor, despre a doua venire a lui Hristos, despre ce se va întâmpla cu oamenii în funcție de starea lor, va fi mort sau va fi înviat sau va fi viu la momentul dat. Desigur că pentru noi, omul care are o viață de maxim 120 de ani, toate evenimentele care au avut loc până la ziua de astăzi pe parcursul miilor de ani, este mult. Iar asta, din păcate, de multe ori îi face pe oameni să cedeze și să dea cu mâna în jos și să spună că e posibil să nu fie neapărat așa cum a promis Hristos. Dar asta, de fapt, este testul adevărat. Asta face diferența. Criză. Între noi, cei care vom fi acolo alături de El, și cei care au dat mâinile în jos și au spus că posibil să nu fie adevărat. Da, în ce este mai în criză atunci? Decât doar în cuvintele Domnului Hristos, doar exact, în venirea Lui, pentru că El salvează. Așa cum ați menționat, dacă El a murit pentru noi pe cruce, cu siguranță El va veni pentru noi ca să ne salveze, să ne ia. Știți, pentru noi de multe ori trecerea timpului totuși este o chestie foarte relativă. Ce este viața unei albini în comparație cu viața noastră? Mm. Da? Da. Câteva zile. Viața unui fluture, da? Câteva ore. Deci, dar ce este viața noastră în raport cu Dumnezeu, care este transcendent și atemporal? Da? Deci, da, de aceea, pe noi nu ar trebui să ne preocupe la momentul de astăzi. Când vine Iisus? Mm-hmm. Da, putem să fim atunci vii când va veni Iisus. Dar cu siguranță, dacă... Deci noi nu știm care este, când va fi finalitatea vieții noastre fizice, hai să zicem așa, la momentul dat. De aceea, pregătirea pentru judecată trebuie să fie permanentă. Deci în gardă permanent, pentru că suntem totuși ființe muritoare la momentul, în starea în care suntem noi acum. Din considerentul ăsta n-ar fi trebuit să ne descurajăm și să ne dezamăgim că, uitați-vă, cu câți ani în urmă, cu câți mii de ani în urmă, Iisus a promis că vine în curând. În curând
pentru noi este într-o formă timpul, în curând pentru Iisus este cu totul sub altă formă. De aceea, nici de cum acest moment nu ar trebui să ne descurajeze, să ne facă să credem că Iisus nu se ține de cuvânt. Atunci când citesc Sfintele Scripturi, observ lucrurile extraordinare. Creație. Nimeni nu poate să pună la îndoială acum creație. Păi nu existăm. Nimeni nu poate să pună la îndoială, eu știu, alte lucruri care au fost. Chiar și potopul, pentru că există dovezi extrabiblice la lucrurile acestea. Nimeni nu poate să-l pună la îndoială, și așa cum citim în Sfintele Scripturi, prima venire a Domnului Hristos. Și a doua venire tot este, hai să zic așa, programată. Da. Pentru că ea este inedită și inevitabil va fi pe planeta noastră Pământ. Dar ea nu este singură și cu ea nu se încheie. Pentru că urmează un alt eveniment. Și ce interesant că în Apocalipsă noi întâlnim astfel de cuvinte. Apocalipsa, capitolul 20. Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur și șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetluit până nu se termină acești 1000 de ani. Mai târziu observăm despre împărăția de 1000 de ani. Ce se întâmplă sau ce se va întâmpla timp de 1000 de ani? Și vă dați seama, 1000 de ani despre care ați vorbit dumneavoastră, Albinuța, și cu 1000 de ani pentru noi e destul de mult, nu? Probabil că ar trebui să avem alte condiții de viață ca să vezi acești 1000 de ani. Ce se întâmplă cu 1000 de ani, în timpul acestor 1000 de ani? Ce spune Biblia? Este perioada în care oamenii sfinți, da, oamenii care au fost credincioși, oamenii care au îndeplinit toate lucrurile pe care le-a lăsat Hristos, Dumnezeu, să le îndeplinească și vor fi alături de El. Vor fi alături de Hristos, vor fi alături de Dumnezeu. Și este momentul în care oamenii pot să răspundă sau să-și răspundă la mai multe întrebări. Întrebări care au frământat întreaga omenire pe tot parcursul istoriei sale. Vă dați seama ce bibliotecă mare va fi? Întrebări, începând de la întrebări personale, până la întrebări existențialiste, întrebări care sunt undeva sau au fost întotdeauna undeva logice, pentru că veșnicia există în om. Da. Ea este de la creațiune și omul întotdeauna are setea aceasta de a cunoaște ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, pentru că el simte, probabil că este un simț lăsat de către Dumnezeu în momentul în care ne-a creat pe noi, simte faptul că lucrurile sunt mult mai de amploare decât cum le înțelege omul. Iată, asta se va întâmpla dacă vorbim despre oamenii care vor ajunge acolo alături de Dumnezeu, alături deci, de Hristos. Practic sunt două spații. Da. Da. Iar cei care vor rămâne... Rămâne pe pământ. Pe pământ, acolo în adâncuri, așa cum relatează autorul Apocalipsei, vor sta aici așteptând distrugerea sau sfârșitul final al lor și a păcatului, de fapt. Da, de fapt, Apocalipsa 20, de la 1 la 3, reprezintă niște imagini simbolice într-un fel oarecare. Deci, nici de cum satana nu o să fie legat, lănțuit cu un lanț fizic, și nu se poate să se elibereze de această situație, da? De acest lanț. Este vorba de niște împrejurări în care este satana închis. Este închis și este aruncat în adâncuri, da? Într-o groapă, da? Se spune. Deci cuvântul adâncuri, groapă, este de fapt din limba greacă, are aceeași origine ca și cuvântul abis. Ceea ce înseamnă că este gol, pustiu. Deci, satana va rămâne pe un pământ pustiu, gol.
el și cu discipolii săi, timp de 1000 de ani, vă dați seama, într-o situație în care tu ești conștient că războiul este pierdut. De multe ori această frământare, această este mai crudă decât moartea propriu-zisă fizică, da? De multe ori persoanele care sunt s-au făcut vinovezi de încălcarea diferitor, nu știu, legi, da? Mulți spun mai bine aș muri decât să fiu deținut și permanent această situație pe mine să suport consecințele. Dar Dumnezeu totuși își dorește ca și celelalte lumi și sfinții care vor fi luați cu el, toți spectatorii să vadă care este consecința păcatului și consecința neascultării. Cineva poate să zică. Și încă o chestie importantă, dacă îmi permiteți, este faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu corect. Un Dumnezeu al dreptății, al adevărului. Și iată, anume asta îl face pe Dumnezeu să aibă o atitudine corectă în raport chiar și cu diavolul. Dumnezeu în esență, el spune că plata pentru păcat este moarte. Dar este o moarte care nu încalcă principiile lui Dumnezeu, principiile de dragostei. Așa. Dacă am vorbit despre un Dumnezeu care îi pune într-un chin permanent pe cei păcătoși, mai putem vorbi despre un Dumnezeu al dragostei? Da, e bună întrebare. Greu de crezut. Și atunci cum este mai uman să termin suferința și, din păcate, și păcătosul pentru totdeauna sau să-l supui unui chin permanent, așa cum relatează, din păcate, unele confesiuni la ziua de astăzi inclusiv. Evident că 1000 de ani nu sunt puțini, dar nici nu sunt veșnici. Și atunci când vorbim despre termenul acesta de 1000 de ani și de ce Dumnezeu a ales 1000, cineva poate să obiecteze și zic că știți, putea într-o zi, două, trei, cui mi-ai trebuie, încă 1000 de ani. Însă 1000 de ani, știți, timpul, cineva spunea că timpul ori te condamnă, ori te măduiește. Da. Timpul îți oferă ocazie în care poți să te pună pe gânduri și să vorbești, să te gândești și să te gândești. Vorbeam cu cineva care a fost eliberat, un deținut, fost deținut. Și l-am întrebat, ascultă, are rost, uite, deținerea? Și el îmi spunea mie, are rost. Zic, de ce? Păi are, păi acolo o zi, două, o lună, un an, tu vrei, nu vrei, pui întrebări. De ce am ajuns aici? De ce am ajuns aici? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Și zice, cu cât mai mult înaintează timpul, cu atât mai ajungi la concluzii corecte. Ajungi la concluzii. Este nevoie, asta îmi spunea el mie. Deci, interesant că 1000 de ani pe planeta Pământ, pentru astfel de, pentru că nu mai fi condiții de viață, pentru biologică, dar pentru îngerii decăzuți, deoarece ei au alte condiții biologice de existență, este timpul ca să conștientizeze. Plus la asta, și tot universul vede beznă. Ce interesant că beznă sunt același cuvânt, da? Abisus și, și de la început Pământul era gol și, gol și pustiu. Deci cumva se revine la origini, da? Deci vine la, cumva, la distrugere, la nimic, la nimic, la neexistență. Iar sigur că în ceruri, în această perspectivă sau, nu știu, spațiu, care se numește cer, va fi lucrurile pe care Biblia le numește ca judecată. Și atât întrebarea mea, cine și de ce este nevoie de această judecată? Care concluzii, la ce concluzii vor ajunge cei care vor judeca? Și ce vor judeca ei? Dumnezeu este Dumnezeu al dreptății. Uh-huh.
în afară de calitatea dragostei pe care o are Dumnezeu, El este și un Dumnezeu drept. Ori nu e de ajuns că există judecata lui Dumnezeu? De ce trebuie să mai fie și încă o judecată? Judecata oamenilor? Pentru ca și oamenii să se convingă de faptul că a fost... Deci, la sfârșitul celor 1000 de ani, da, cei morți în păcat vor învia, pentru ca și ei să asiste la acest proces și Lucifer cu îngerii săi să participe la acest proces și toate ființele umane care au existat pe acest pământ să participe la acest proces și în drept, deci fiecare să aibă parte de un proces legal, de judecată și drept. Și desigur și celelalte lumi create de Dumnezeu tot vor fi spectatori la acest proces, pentru că odată cu apariția păcatului Dumnezeu a fost învinuit. Și prin acest proces Dumnezeu va demonstra că a fost învinuit pe nedrept. Și această demonstrare va fi și pentru celelalte lumi și inclusiv și pentru îngerii decăzuți. Ca până la sfârșit, totuși, dacă este posibil, ei să înțeleagă câtă nelegiuire au făcut, învinuind pe cineva care nu a avut temei. Sunt scene reale. Cei care astăzi ne privesc și poate că nu atât de bine sunt familiarizați cu Sfintele Scripturi, probabil că se întreabă, chiar o fi atât de reale aceste scene, aceste lucruri? Ar fi acestea reale, cu adevărat? E atât de impresionant, da, încât la un moment dat îți pui întrebarea. O fi, dar Biblia declară clar. Așa cum a fost Geneza la început, așa cum este în mijlocul Biblie, așa cum a fost evenimentele din trecut și sunt fără îndoială, cu siguranță și acestea se vor realiza. De ce este nevoie ca toată lumea, orice om care a locuit vreodată pe planeta Pământ, indiferent bun, rău, a acceptat salvarea sau nu, a fost nevoie ca să învie. Învie și să stea în față. Interesant spune aici Sfânta Scriptură în capitolul 20 Apocalipsa. Fericiți și sfânți sunt cei care au parte de prima înviere, asupra lor moartea a doua nu are putere. Iar mai târziu se prezintă o scenă interesantă, când apoi am văzut un scaun de domnie de la versetul 11, mare și alb, și pe cel care ședea pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă și o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acestea. Moartea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Despre ce fel de veșnicii se vorbește în cazul dat? Revenim la ceea ce am menționat mai devreme. Dumnezeu este un Dumnezeu care nu vrea dragoste cu forță. Mm. Este un Dumnezeu care... Este subiectul încă de la început. Da. Care niciodată nu a impus o relație a sa cu omul. El, de la bun început, a dat libertatea de alege. Și omul, în funcție de alegerile sale pe parcursul vieții, va avea parte de viață veșnică sau de moarte totală și finală. Îmi place foarte mult cum spune aici. Și iazul de foc a fost aruncat, deci iazul de foc care arde veșnic este moartea a doua. Nu există altceva. Da. Deci este nevoie de judecată pentru... orice făptură care a locuit pe acest pământ. Până la urmă,
Noi tot timpul când se întâmplă ceva cu noi, noi întrebăm, dar de ce, Doamne? Noi ne întrebăm, dar de ce, Doamne? Pentru că noi vrem răspunsuri la întrebări pe care ele ne frământă. Atunci când suntem într-un impas, tot timpul întrebăm de ce am ajuns în așa situație. De aceea, orice făptură are totuși dreptul să cunoască ce s-a întâmplat și de ce este în starea aceasta. Dar necătând la faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu drept, dar încă o dată Dumnezeu nu este un Dumnezeu tiran care ar dori că făpturile lui să se chinuie într-un iaz de foc veșnic. Da. Condiția este că păcatul care a luat sămânță, el trebuiește distrus. Distrus odată și pentru totdeauna. Desigur că Dumnezeu de mult putea să distrugă pe Lucifer și pe toți adepții lui. Dar el își dorește ca fiecare să fie judecat și să accepte judecata, să accepte sentința, verdictul. Și verdictul este sau viața veșnică alături de Dumnezeu sau moartea, a doua moarte. Ce înseamnă moarte? Moarte și atât, nu chinuri veșnice. Deci, această, deci, cumva, concepție, ea de fapt este una păgână și viață veșnică și moarte veșnică și așa mai departe. Deci, este moartea și în vecii vecilor prevede, deci, adică, odată și pentru totdeauna. Nu se referă că la nesfârșit, la infinit. Atât, odată și pentru totdeauna aruncați în iazul de foc. Distruși. Deci înțelegem că Dumnezeu a creat un univers. Da. Și este un spațiu material. Da. Doar unul, nu există două, trei, eu știu. Și nu există în spațiul acesta pe care Dumnezeu l-a creat, care se numește Universul, sunt doar o singură condiție de existență. Este legea Lui. Deci El a oferit. Și cei care nu au împlinit, cei care nu doresc să fie cu El, evident că își aleg opusul. Da. Neexistență. Nu vor mai exista niciodată. Deci, practic, ceea ce citim noi în cazul dat este sfârșitul marei lupte. Sunteți de acord? De acord. Moartea este distrusă. Ce înseamnă să fie distrusă moartea? Nu vom mai avea oameni, pentru că nu mai noi murim, condiția noastră, din cauza că am ales păcatul. Exact. Am ales neascultarea. Deci, mormântări nu vor mai fi. Da. Cimiterii cu siguranță. Și nici pomenirea despre moarte sau despre, eu știu, fenomenul acesta nu va mai fi. Și în cazul acesta se încununează cu sfârșitul Marii Lupte. Deci venirea, a doua venire a Domnului Iisus Hristos, după venirea a doua venire a Domnului Iisus Hristos, cu siguranță că continuă istoria. Da. Cu mileniu sau 1000 de ani, după care, de fapt, este vestea bună, distrugerea morții. Cei care se întorc înapoi pe planeta Pământ, iar planeta Pământ va fi refăcută, un cer nou, un pământ nou. De fapt, este exact cum a fost inițial. Sfârșitul și recrearea, sfârșitul Marii Lupte. Așa s-a făcut că noi am început cu dumneavoastră seria aceasta da. De Mare Luptă și astăzi suntem la finele ei. Ce concluzii, ce impresie ați avut dumneavoastră din această serie care se numește Marea Luptă? În câteva cuvinte. A fost un ciclu de studii destul de captivant și interesant. Un ciclu de studii care ne oferă răspuns la întrebările noastre. La întrebări legate de ce a fost, ce este și cu ce se va sfârși totul. Necădând la faptul că mulți oameni din diverse domenii chiar au încercat să răspundă sau încearcă inclusiv și astăzi să răspundă încotro merge mai departe. Deci iată, acest ciclu de lecții ne oferă acest răspuns. Împreună cu această carte minunată, Sfânta Scriptură, deci avem speranța că acolo unde vom ajunge, putem să fim alături de Dumnezeu și alături de Hristos. Mulțumesc foarte mult! Biblia ne spune, chiar dacă am început noi nefericit, planeta noastră Pământ, va fi finalul fericit.
și în fericirea aceasta ne punem toată nădejdea. Scump prieten, dacă v-a plăcut ciclul acestui emisiuni, vă invit ca să ne dați o reacție. Cu siguranță că puteți și să o împărtășiți cu cei care vă sunt aproape, vă sunt dragi, și vă invităm și și la alte cicluri care, de fapt, centrul studiul este Sfânta Scriptură, unde vom descoperi multe lucruri frumoase și speranțe pentru fiecare dintre noi. Vă spun la revedere până data viitoare!